Echipa masculină de basket SCMU Craiova a suferit sâmbătă a patra înfrângere consecutivă în Liga Națională. Elevii lui Andel Comandici au fost învinși pe teren propriu de liderul campionatului Steaua CSM București cu scorul de 99-83 într-un joc din penultima etapă a turului Ligii Naționale. Înainte de începerea partidei, spectatorii au aruncat cu jucării de pluș pe parchet, respectând tradiția din ultimii doi ani. Jucăriile vor ajunge la copiii instituționalizați. SCMU Craiova, rămasă fără managerul Marius Toma, care și-a dat demisia săptămâna trecută, se află pe locul 11 în clasament, cu 15 puncte. Zoran Krstanović, cel mai bun marcator al echipei craiovene, spune că partida cu Steaua s-a pierdut în sfertul 3, dar speră ca SCMU să câștige ultimul meci al anului, cel cu Timba Timișoara. Noi jucam foarte bine sfertul 1 și sfertul 2. Nu începe foarte greu la începe la sfertul 3 și asta a fost problema noastră. E foarte greu să joci cu Steaua. E foarte bună echipă, dar asta e. Acum avem încă un meci cu Timba și poate câștigăm cu Timba la Timișoara. Adversarii Craiovei au sesizat că echipa noastră nu mai este la fel de valoroasă ca în sezonul trecut. Craiova ți s-a părut mai slabă ca în sezonul trecut? Da, nu știu ce să zic. Adică cred că sunt afectați un pic și de deplasările lungi din Liga Balcanică. E cu totul altceva. Comisia Județeană de Arbitraj Dolj a premiat la sfârșitul săptămânii trecute, într-un cadru de gală, cei mai buni oameni ai săi din 2014. Festivitatea de premiere a avut loc în prezența lui Silviu Bogdan, președintele Asociației Județene de Fotbal Dolj, și Marian Ezaru, președintele Comisiei Județene a Arbitrilor Dolj. Au mai fost prezenți Ion Turculeanu, decanul baroului Dolj și fost observator de Liga 1, foștii mari fotbaliști Ion Velea și Victor Niculescu, personalități din arbitraj precum Ion Fevronia sau Ion Dumitrică și mulți oameni de fotbal ai județului. Printre vedetele galei s-au numărat cei patru fluierași care reprezintă Craiova pe prima scenă a țării: Sebastian Colțescu, Cătălin Găman, Adrian Popescu și Daniel Mitruți. Cei mai buni arbitri din 2014 au fost desemnați Costinel Iacob, Ionișor Fugaru și Laurențiu Vozaru. Premiile pentru cei mai buni asistenți ai anului le-au revenit lui Pompiliu Barbu, Mihai Bărbulescu și Ionuț Vieriu. Au mai fost premiați cei mai talentați arbitri tineri, precum și cei cu cea mai mare ascensiune. Premiul special al AJF și CJA pentru înaltă performanță a fost primit de către Sebastian Colțescu. Președintele AJF Dolj, Silviu Bogdan, a concluzionat că anul 2014 a fost unul bun pentru arbitrajul din județul nostru. Este un eveniment important al Comisiei Județene de Arbitri, un eveniment pe care Asociația Județeană de Fotbal tratează în mod serios. Conducerea Asociației Județene de Fotbal vă mulțumește pentru întreaga activitate desfășurată în anul 2014. Ați avut, ca de obicei, un sezon greu, cu bune, cu rele, dar una peste alta, eu personal și întreaga conducere suntem mulțumiți de dumneavoastră. După festivitatea de premieră a arbitrilor s-a trecut la sârbe, la hore și la cântece de galerie.